Nu, dar eu nici nu pot fi Gigi ca Becali. Eu îl eu apreciez pe Gigi Becali pentru modul în care a obținut niște rezultate, pentru faptul că a făcut bani din fotbal. Dar eu nu pot fi ca Gigi Becali, nu sunt și nu pot fi. Prin urmare, eu vin cu un alt concept și anume conceptul marilor cluburi europene: Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal cluburi unde acționarii sunt foarte discreți sau necunoscuți și unde întreaga responsabilitate a performanței revine conducerii executive formată exclusiv din profesioniști. Cred că pentru fotbalul românesc acest lucru este benefic, să se stabilească foarte clar Cine răspunde de domeniul sportiv, cine răspunde de marketing, cine răspunde de comercial, cine răspunde de toate domeniile, sigur că vor exista cenzori, sigur că vor exista controlori care să verifice modul în care sunt cheltuiți banii. Dar, repet, clubul va fi condus exclusiv de către profesioniști. Adică, dacă este o adunare generală a ligii, dacă este un comitet executiv al Federației Române de Fotbal, nu vor mai spune acționare cum să se voteze, ci conducerea executivă va vota în conformitate cu interesele clubului.